Până acolo. În deschidere, Zanfir Iorguș a prezentat un film în care mangalioții deplâng soarta orașului, care altădată obișnuia să fie atracția sudului litoralului. Oamenilor li s-a vorbit despre frigul din locuințe, despre mizeria de pe străzile orașului, despre taxele și impozitele ridicate, despre declinul turismului, dar și despre miile de câini vagabonzi care deranjează populația. Stimați prieteni, e clar pentru toată lumea și eu nu cred că ne îndoim. Se îndoiește cineva că Mangalia este pe un drum greșit. Odată cu intrarea Uniunii Europeană, sursa cea mai mare pentru bugetul nostru trebuie să fie proiectele europene. Nu trebuie să fie impozitele mari, taxe noi, așa cum se întâmplă acum. După două mandate de primar, Iorguș consideră că știe care sunt prioritățile în Mangalia. Proiectele europene reprezintă o mare sursă de finanțare a proiectelor de care comunitatea are nevoie. Faptul că 4 ani de zile n-am avut niciun proiect european nou m-a determinat pe mine și pe echipa mea și ținând cont de stagnarea și de problema macroeconomică a orașului care există în momentul de față, m-a determinat pe mine să renunț la funcția de deputat și să vin ca alături cu echipa mea să putem să construim aceste proiecte. Echipa Iorguș este echipa care a demonstrat timp de 12 ani că are soluții și că a implementat soluții care au funcționat. Am văzut în ultimii 4 ani că acele soluții științifico-fantastice prezentate în campania electorală nu au dat niciun fel de rezultat, ba mai mult decât atât, au păcălit oamenii. La final, Zanfir Iorguș a prezentat echipa alături de care candidează și din care fac parte, printre alții, managerul sanatorului Mangalia, dar și unul dintre medicii cunoscuți de la spitalul din localitate.